Băi, dacă tot stau degeaba, hai să profităm de fata asta. O domnișoară drăguțică care mi-a lăsat 5 lei. Îți dau de 5 lei, ok? Salutare, băi, prieteni, agilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam, iar astăzi este o nouă zi de livrări la Glovo. Am comandă, fraților, deja este ora 11:07, am primit comandă de la Kaufland, am o comandă mai dubioasă, hârtie igienică, ce mai avea acolo, morcov, pătrunjel, una alta. În curând nu vom mai avea locuri de muncă, roboții ne vor lua locul, nu ne vom mai face cumpărăturile personal, ci le vom face prin fel și fel de aplicații. Trebuie să am grijă aici, prieteni, știu de ce. Nici nu știu câte ceasă exact, am început la ora 11 fix, acum e 11:20. Da, trecut am așteptat cam mult aici la Kaufland, am stat vreo 30 de minute până mi-a făcut o tipă cumpărăturile, adică le-a cules de pe rap. Rămâne de văzut dacă e deja pregătită comanda mea sau nu. Nu ne mai lasă să așteptăm aici în Kaufland, trebuie să ies afară. Era o măsuță cine stăteam înainte. Mai sunt trei băieți aici și trebuie să aștept. Cu siguranță voi aștepta vreo 10-15 minute. Ia să vedem ce am aici. Morcov, legume pentru supă, pătrunjel, agricola, aripi, pui fericit. Livrăm pui fericit astăzi. Iacob's, cafea, hârtie igienică și șervețele portocalii cu mențiune. Oare cu cât e plătită fata asta să atârne acolo? Cu păhărele, nu știu ce, dar acolo are niște păhărele. Oare ar fi șatru de alcool? Nu știu ce. Hai să vedem ce e. Ce, cafea aici? Da. Scuze, ai spus să iau și eu cafea? Mulțumesc frumos. E cafea, frate. Eu am zis că e băutură ceva, dar nu e băutură, e cafea. Chiar dacă nu beau cafea, astăzi am să beau o cafea de la fata asta drăguță. Mamă, e cam tare, frate, și eu vă zic sincer că n-am mai băut cafea, cred că de mai bine de jumătate de an, de când n-am mai pus gura pe cafea deloc. În ultimii 10 ani, cred că am băut 3-4 cafele maxim. În 10 ani, hai 5, nici 5, frate, n-am băut 5 cafele în ultimii 10 ani. Nu-mi place cafea, adică nu găsesc rostul, nu știu, am încercat să beau și eu, dar nu, niciodată n-am devenit dependent de așa ceva. Și cu țigările la fel. Băi, dacă tot stau degeaba, hai să profităm de fata asta, cafeaua am băut-o. Bună, tot eu sunt. Poți să încerci și eu din asta? Da, vă rog. Da, nu e de la ești de la The Box sau de unde este? De la The Box e sau nu? Gregory. Ok, bine, mersi. Da, frate, dacă tot stau degeaba, ce e, un mini kebab, ce e asta? Băi, 11:30 și încă n-am plecat cu comanda de aici, de la Kaufland. Ai intrat pe la 11:07, cred. Mini kebab. Așteptăm, n-avem un control. Dacă tot stau degeaba, o terorizez pe fata asta. Mă duc pe mărind de la ea ceva, ia să vedem ce are de data asta. Cine i-a adus de data asta? Plăcite cu brânză. Mulțumesc frumos, spor la treabă. Da, băi, plăcite cu brânză de data asta. Așteptăm. 50 de minute de așteptare până acum. Gata, băi, prieteni, am reușit să scap. Bă, băieți, mai puteți, mă? Mergeți la băiatul ăla, că poate mă ajută. Eu mi-l-am dus și mi-l-am scanat singur, că era fata cu ele acolo, nu mai face față. E o singură fată care le adună. Și vorbiți cu băiatul ăla, poate vă ajută să scăpați. Bine, acum era cu garantat, la adică poți să stai. Da, băiatul ăla mi-a pus șapă de acolo. Dar la adică mai stai ăla acum, că dacă tot ai stat una. Baftă, băieți, salut, baba. Salut. Doar o oră și 7 minute am stat la Kaufland aici. O oră, fraților, atât am stat aici. Ideea e că e doar o singură fată care culege produsele și au venit prea multe comenzi în același timp. Ceva vor trebui să facă, sunt la început, sunt descuzat oarecum, pentru că poate nu se așteptau să primească atâtea comenzi în același interval de timp. În fine, am stat o oră și ceva pe aici, mi-au luat vreo 6 lei, 7 lei pe timpul de așteptare. Mă duc să-i dau o comandă la omul ăsta după o oră și ceva, până ajung la el, îți dai seama că mai durează ceva. Așadar, am plecat cu prima comandă, după care am așteptat o oră și 10 minute aproximativ. Nasol, e 12:20 deja, fraților, și n-am livrat nicio comandă. E o vreme excelentă pentru pedalat, nu e nici prea frig, nu e nici foarte cald. Nașpa e traficul, ca de obicei în București. O agitație de nedescris, la ora asta e ora 12. În fine, ne vedem de drum. Sper să livrez și eu comanda asta. Aștept să livrez comanda asta. Chiar să văd ce zice femeia aia, că ajung la ea după vreo oră jumate. 1,9 km. Bă, ce faceți, mă, pe aici treceți? Trecerea e puțin mai în spate.
Cu siguranță mă înjură acum această doamnă. Iar eu am primit deja comandă fără să o livrez pe asta, ca de obicei. Hai, tati. Mamă, și liftul e la etajul 8. Asta chiar se vrea a fi o comandă întârziată în ultimul hal. N-am avut noroc să fie mai jos sau la parter chiar. Și scuze de întârziere că e un singur picker acolo în Kaufland și nu știu care e. Care treabă? E și bonul pe aici undeva, nu întâi. Cred că sunt 82,99. Asemnătura aici, vreau. Așa. Și îți dau restul imediat. Mulțumesc. Mersi. Hai, pa, pa. Mamă, prieteni, înapoi în lift acum. Mi-a dat fata asta 5 lei cu toate că i-am livrat comanda într-o oră jumate. Mai sunt și oameni cum se cade care nu stau să judece curierii pentru că n-au venit la timp. Nu totdeauna este vina noastră a curierilor. Îmi pot interveni și alte probleme cu timpul de așteptare la restaurante sau magazine, cum e și Kaufland. Problema pe care cred că ăștia de la Kaufland o vor reglementa, că nu e ok un singur picker dacă vrei să faci treabă din comenzi, cum speră ei, că doar de aia au făcut parteneriat cu Glovo ca să câștige bani, zic, nu? Dar tu când pui o singură femeie acolo care săraca nu mai vede de cap, ca să sculeagă ție cumpărăturile la 5, 6, 7, 8, 10 curieri deodată, e cam nasol și e cam imposibil, după părerea mea. În fine, îi dăm start. Comanda cu numărul 2, suntem în ora cu garantat. Ribs and Grill, restaurant, complex Podcoava Titan. Îi dăm drumul la treabă, comanda cu numărul 2, așadar. Suzana, Ribs and Ribs, cum se numește, mă, locația asta? Trebuie să urc la etajul 1. Chiar sunt curios, cum se numește? Ribs and Bar Grills, restaurant Ribs Bar and Grills. Complex Podcoava Titan. Sunt singurul pe aici. Dar fi și mâncarea pregătită ar fi perfect, dar n-am eu norocul ăsta astăzi și de câteva zile în special. Ce, la Glovo, la Glovo Alexandra. Hai că de data asta am avut noroc, era pregătită, adică am luat-o direct și nu trebuie să o livrez foarte departe, tot aici în zonă, dar nu mă avantajează prea mult pentru că am garantat ăla de 25 și n-am să-l depășesc pentru că am plecat târziu de la Kaufland, Kaufland. Așa ziceam când eram mic, Kaufland. Mi-am dat bluza de training jos, că mă încălzisem de tot în spate. Uite așa răcești, iarna, transpir în spate și e jale. Aș fi putut să cobor scările astea pe troșcoletă, dar am suportul ăsta de bicicletă care nu e foarte, foarte stabil. Dar până la urmă, hai că nu erau chiar abrupte scările. Stâng aici. Mai facem și de asta printre străduțe, că ajungi mai repede. Hop! Parcă pe aici? Da. Pe aici era. Hai, tati. Hai să ne scăpăm de ea. S-ar putea să fie chiar ăsta blocul. Ia uite, băiatul face scheme cu trotineta. Deci, am ajuns. Mamă, la fix, frate. Și repede. Bună, uite aici. Mulțumesc frumos și o semnătură aici, te rog. O zi bună, pa, pa. O domnișoară drăguțică care mi-a lăsat 5 lei. A închis ușa ca să nu mă audă că vorbesc singur. În fine, două comenzi efectuate și 10 lei ciubuc până acum. Asta e bine, măcar atât am făcut și eu 10 lei ciubuc. Liftul n-a plecat, e aici. Liftule, liftule. Și a intrat comanda la Glovo, comanda numărul 3, 2 km. Bă, mergeți mă de aici. Sunt 2 km dacă știi 9 lei la ea. 1 și cu 1 fac 2. A intrat comanda cu numărul 3, fraților, și trebuie ridicată de la Casa Diham. Dacă e Casa Diham, s-ar putea să aștepți. Poate am surpriză plăcută de acolo. Ai, nu știu. Încă mai merge, încă mai merge. Sper că voi putea face Glovo până la jumătatea lunii noiembrie, pe decembrie, acolo. Iar urma să încep la finalul lunii februarie, poate martie. Dar mai avem de pedalat, încă e vreme de pedalat, fraților. Ia uite, am să înleg bicicleta de control ăsta de gaz. Chiar n-am unde. Aici, bum! Facă bum! Casa Diham. Poate am noroc și data asta să fie pregătită. A, uite povoarea mea. Nu știu dacă e a mea. Bună! Am și eu la Glovo Andreea. Fix la timp, fraților, am și ridicat comanda. Puteam nici să nu mai leg bicicleta.
Faza e că am o ciorbă care nu stătea prea bine acolo în spate pentru că mi-am băgat buza de training chiar jos. Dar pentru că nu trebuie să o livrez departe, la nici 500 de metri și asta. Am parte de comenzi scurte și fete astăzi care văd că îmi lasă și ciubuc. Domnișoarele comandă prin Glovo. Au bani. Băieții sunt mai așa, mai... A, să mă, că merge și un covrig, merge și o... o sarmală prin vecini. La vecina. A, uite mă, aici e. Așa, hai, ușurel să nu aruncăm ciorba în aer. Aici, perfect, ne lăsăm și bicicleta. Sau mai sus, mai sus. Aici, aici, sus de tot, hai. Așa, parlame. Mai am 50 de minute și mă duc acasă să rup FIFA, fraților. Dacă jucați FIFA 2020 pe varianta PC, dați un ad acolo, România Madness cu 2 de S la final și poate dăm o FIFA când va fi timp din partea tuturor. A, uite ce interfon de pe vremea lui Ceaușescu. Cred că nici nu merge. Nu merge, nu. Puteam să stau la interfon. Mamă, și ușa cum se aude, frate. Am lăsat-o așa. Intră. Mulțumesc, e ok, nu? Mulțumesc, mă zic bună. În fine, nici nu i-am dat să semneze. Ce dracu faci, mă, Varla? Mi-am uitat să-i dau să semneze și nici am numărat banii, mă panicasem puțin. În fine, deci, auziți sunetul de comandă? Asta înseamnă că am mai primit una. 3 km aproximativ, McDonald's Morarilor e aici aproape. Ia uite, ce suport minuscul pentru bicicliști avem și noi aici. Dar n-am să o pun acolo. Uite, l-am luat mașina, o leg de bar asta. Hai, McDonald's. Melcul Donald. Ok, o zi bună, salut, mă rog. Mi-au umplut ăștia agenda cu 3 meniuri și 4 sucuri am văzut că aveam acolo. Mamă, frate, cu 4 sucuri m-au spart. Sper să nu fie prea departe de livrat, că e bombă cu ceas 4 sucuri acolo, înghesuite în geanta asta. Cred că am ajuns destul de repede asta, dacă nu s-au vărsat sucurile, ar fi ok timpul. Sper să fie sucurile la locul lor. Cât este? O secundă. Cât? Stai mai puțin, stai așa, 87-60 de bani. Mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere. Mi-a lăsat și fata asta, 7 lei. Nu știu câte comenzi am livrat până acum, stai să văd. Uite, am și primit alta. I-am dat start. Mamă, doar 4 livrări efectuate azi, fraților. În fine, mergem mai departe, am mai primit o comandă. Este de la... Hai mă, încarcă-te, de la Orotoro Park Lake. Am ajuns. Comanda numărul 5 e asta. Nu știu care e treaba, că nu mi-arată o comandă efectuată în aplicație, un bug pe aplicație, îmi lipsește o comandă acolo la totală. Ia uite ce am făcut, bă, m-am luat cu vorba cu un coleg și am venit cu el, am coborât pe partea asta lantă, pe ieșirea greșită. Nu mi-am dat seama că de obicei aici îmi las bicicleta, dar acum am lăsat-o acolo lângă Starbucks. M-am luat cu vorba, buimac de cap și am ieșit pe partea asta cu el din greșeală. Am ridicat comanda de la Oro Toro între timp și mergem cu ea la client. E ultima comandă pe ziua de azi și vă zic cât am câștigat în 3 ore de curierat. Am ajuns, băi, ce liniște și frumos e aici. Salut! Salut, la tine? Mm. Ah, mersi, mersi. Să da, ok, lasă să sune. Bună! Uite aici. Și o să mă duc aici. Stai așa. Aici. O secundă. Îți dau deși de 5 lei, ok? 35, perfect. Mulțumesc frumos, pa, pa. Cam asta a fost pe ziua de azi. Mi-a lăsat și fata asta 3 lei ciubuc, bacșiș. Am făcut vreo 20 de lei astăzi ciubuc și am câștigat suma de, vă zic imediat, din 5 comenzi efectuate am făcut nici mai mult, nici mai puțin de 68 de lei. Am adăugat și 2 lei pentru comenzile de la ora 12 la 1, fiind 2 comenzi, am mai câștigat și 4 lei de acolo. Așadar, în 3 ore de curierat, cu mega așteptarea de la Kaufland, încă nu mi-am primit banii pe timpul de așteptare, pentru că din nou e o eroare pe aplicație. Le-am dat mail ca să-mi primești și timpul de așteptare de acolo, mai sunt și de acolo vreo 6 lei.
Așadar 68 de lei plus ea 6 lei timp de așteptare și cu 20 de lei ciubuc. Cam asta a fost pe ziua de azi. Eu vă mulțumesc, fraților, că vă uitați la mine. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip, în ideea că vreți să vedeți și alte clipuri pe viitor. Cu voi a fost Varlam. Toate cele bune. Pa, pa, fraților!